look away. I'm hypnotized by you. Salutare tuturor! Salutare, dragilor! Salutare din mișcare! Da, suntem în Târgu Jiu, orașul care i-a fost casă artistului Constantin Brâncuș și care astăzi găzduiește trei dintre operele sale celebre și pe care o să mergem și noi să le vizităm. Da, vrem să descoperim locurile acestea, n-am mai fost niciodată în Târgu Jiu, da. Am ajuns aseară târziu, cazarea a fost chiar ok, am stat la pensiunea Casa Saracin, așa se numește locul. Și de dimineață am zis hai să ieșim la plimbare. Da. Undeva în partea din spate este o piață, piața Rodna, și acolo este o parcare cu plată. Am parcat acolo. Da, da. În rest nu prea găsești locuri de parcare, așa niște detalii tehnice. Destul de greu, da. Și acolo în piață sunt extrem de mulți vânzători. De toate, deci cu de toate. Într-un minut puteam cumpăra de la o porție de mici, ceasuri, parfum cu 10 lei adus din afară, bosule. Așa, da, bosule, ce faci bosule, da, un parfum. Și prețul de plecare a fost de 15 lei și până la urmă ajungea la 10 lei, da. Original. N-am avut nevoie, bun. Și cum zicea Andreea, astăzi vizităm operele celebrului Brâncuș, iar noi suntem acum în parcul cu același nume. Da. Parcul Constantin Brâncuș. Haideți să vă arătăm puțin cum arată locul acesta acum. E ceva lume, deci chiar nu ne așteptam să zic așa. Mai ales că nu e o zi de weekend. Da, nu știu cât sunt turiști, cât sunt localnici. Probabil și, sau jumate-jumate, nu? Da, lume e, lume este aici în parc. Dacă v-ați întrebat vreodată cum arată acest parc, așa arată, nu? Da, arată destul de... Ceea ce e bine e că avem umbră. Și pe aleile pe care ne-am plimbat noi, am stat la umbră pentru că e foarte, foarte cald. Da. Și acolo, Andreea, în stânga ta, deja da, se poate observa. Haide! Și am ajuns la prima operă din ansamblul sculptural Brâncuș de aici, din Târgu Jiu. Și chiar în spatele meu este celebra poartă a sărutului. Poarta care este sculptată în piatră din carierele din apropiere, de aici. Și o să vedeți în imaginile pe care o să vi le punem că cei doi stâlpi sunt paraleli și au simbolul sărutului sculptat pe fețe, pe fațada stâlpilor, iar deasupra întâlnim simbolul lăzii de zestre. Blocurile de piatră pentru sculptură au fost amplasate aici în anul 1937, wow. Iar sculptura propriu-zisă a început un an mai târziu și s-a și finalizat în același an, adică da, în 1938. Și de atunci, poarta sărutului este aici, vă dați seama, da, în curând, deci peste 18 ani, o să facă 100 de ani de când stă aici. Da. Și dacă te uiți, deci arată impecabil. S-a da, menținut... este și un polițist aici care da, păzește, nu las oamenii să atingă. Nici... N-ai voie să stai sub, da, interesant și asta, dar chiar arată foarte, foarte frumos. Un... operă de artă, plor, operă nu? De artă, da. Zic un obiectiv, dar nu, o operă de artă. Iar acum vin foarte mulți oameni, o vizitează, își da, fac poze, da, își dau pupici pe aici, pe lângă poartă. Pe sub, pe poartă, da. Chiar un obiectiv frumos, da. Hai să vă mai arăt puțin așa, din punctul ăsta, uitați. Se vede foarte bine sus lada de zestre, simbolul tradițiilor românești până la urmă. Cum ne zicea doamna de la muzeu, că cei doi stâlpi din lateral, practic, ar trebui să simbolizeze dragostea dintre un bărbat și o femeie, iar lada de zestre este pusă deasupra, pentru că mai presus de orice ar trebui să fie dragostea de țară, de obiceiuri, de tradiții și așa mai departe. Da. Sperăm că ne-am văzut bine totuși, că sunt aici niște umbre, niște lumini ciudate la ora asta, da? Dar sperăm că ne-am văzut bine și că ne-am auzit bine. Frumos, Andreea, nu? Da, da. Chiar mă bucur că suntem astăzi aici în Târgu Jiu și am vizitat deja poarta sărutului și cred că o să mergem mai departe către următorul nostru obiectiv. Da, către următoarea operă din acest ansamblu sculptural. Da. Pe aleea aceasta care pornește dinspre poarta sărutului spre următorul obiectiv, și anume Masa Tăcerii, pe stânga și pe dreapta, găsim aceste mici scaunele.
Da, sunt din loc în loc. Da, care la fel sunt opere de ale lui Brâncuș și pe care, atenție, nu este voie să ne așezăm. Da, este aici un polițist care tot timpul e vigilant, e atent, n-ai voie să te așezi pe ele. Sunt făcute tot din piatră. Din piatră, da. Cred că au fost folosite cam aceleași blocuri de piatră. Da, mă refer la același material. Da, hai și că ne apropiem. Ne apropiem, dar ce frumos e acolo sus. Da, chiar frumos și sunt foarte apropiate partea sărutului cu masa de ceri. Practic e o alee între ele și la fiecare dintre capete sunt aceste obiective. Chiar în spatele meu puteți vedea cea de-a doua operă și anume Masa Tăcerii. Este o operă care a fost creată în două versiuni inițial. Prima dintre ele în 1937, după care artistului nu i-a plăcut ce a ieșit și a mai făcut o versiune un an mai târziu. Iar cea pe care o vedeți în spatele meu este o combinație dintre cele două. Și anume, este toblia de la una dintre versiuni și piciorul de la cealaltă versiune. Wow. Iar scaunele din jurul mesei, care sunt 12 la număr și amplasate strategic la distanță egale între ele și la distanță egale față de masă, sunt sub formă de clepsidră. Iar semnificația mesei, de ce se numește Masa Tăcerii, este masa la care stăteau toți combatanții înainte de a pleca către luptă, către bătălie. Wow, ce poveste! Da. Chiar arată atât de nu știu, e frumoasă așa, parcă e are frumoasă. O eleganță, da, așa-i? Deci uite, suntem aici în Târgu Jiu și vedem lucruri frumoase făcute de Brâncuș. Da, și din păcate știm cu toții, nu avem un atelier al artistului în România. Și iar majoritatea operelor sale sunt în Franța. O altă interpretare a semnificației operei de artă este aceea care ne spune că opera întruchipează cina cea de taină și tocmai de aceea sunt 12 scaune care îi reprezintă pe cei 12 apostoli în jurul mesei care reprezintă pe Iisus Hristos. Hai să ne apropiem puțin de Masa Tăcerii și de aceste scaune în formă de clepsidră, nu? În liniște. Da, în liniște, așa, nu vorbim tare. Ce mă impresionează pe mine că sunt, nu știu, perfect simetrici, adică sunt fix la fel. Uitați. Și putem vedea și masa mai de aproape. Nu știm exact dacă a fost restaurată recent, dacă a fost supusă unei lucrări de restaurare, dar nouă ni se pare că s-a conservat foarte bine. Uh-huh. Și pentru că Târgu Jiu este denumit după râul pe care îl străbate, după râul care îl străbate, de fapt, de la nord la sud, și anume Jiul, o să mergem chiar aici, lângă Masa Tăcerii, pe o zonă de promenadă, care se află fix pe malul Jiului. Chiar aici, în parc. Parcul, cum ar fi, e pe malul Jiului. Da. Am aflat și noi ieri și mergem acum să îl vedem cum arată. Noi n-am urcat, să știți. Acum e prima dată. Uh-huh. Wow, sunt și lebede. Wow. De acolo am venit, se vede și Masa Tăcerii undeva jos și aici avem Jiul. Și uite acolo în față, Andreea, două lebede. Da. Ce frumos! Și mai este una acolo. A, da, mai este una în față. De multe. Dar ce mare! Deci eu mă gândeam că Jiul e mult mai mic aici, în partea asta de la oraș. Dar nu! Foarte lat! Acum nu știu ce adâncime are în zona asta, dar de lat e lat. Și în partea de sus, cred că este și un lac format de Jiu, nu știu asta. Cred. Și acolo, în depărtare, avem și podul care traversează Jiul și... Jiul taie, de fapt, orașul în două, nu? Da, le traversează de la nord la sud, poc, tot. Wow! Deci dacă veniți aici în parc, în Târgu Jiu, puteți face o plimbare. Asta e zona de promenadă. Cred că e frumos seara să vii aici să stai, e puțin mai răcoare. Și e altceva. Da. Mai e destul de greu să mergi prin soarele astea să te plimbi. Mai bine pe la umbră în parc. Da, coborâm înapoi. Haide. Chiar lângă parcul unde sunt operele lui Brâncuș, avem podul Jiului. Câți dintre voi știu istoria acestui pod? O să vă spun eu, dacă nu. În primul război mondial, trupele germane au încercat să ocupe orașul Târgu Jiu și au încercat să intre fix pe podul Jiului. Dar
localnici, bătrâni, copii, femei, ajutați de poliția locală și de forțele armate, au opus rezistență și au oprit invazia trupelor germane. După vizita noastră din Parcul Central Constantin Brâncuș, unde am vizitat și operele sale, da. Ce facem? Încercăm? Mergem în downtown Târgu Jiu. Da, încercăm să găsim centrul orașului, să vedem cum arată centrul din Târgu Jiu, da. Pentru că la prima vedere și unde am parcat și după ce ieși din parc, pare așa destul de gri, un oraș destul de gri. Fără o viață așa activă, nu știu cum să zic. Nu da, e foarte populat. Acolo în parc era ceva lume, dar cam de atât. Vechi, tot așa. Da, totul e destul de vechi. Poate ne schimbă Hop. Centrul părerea sau nu. Și acum noi încercăm să găsim centru. Ce zice Andrei, aici o fi? Aici o librărie, să fi pietonal. Cred că ăsta e centru, da. Muzică, distracție. Asta e piața? Uite, încolo, văd. Asta e piața Revoluției, cred. Da, mai e dreptate. Știi cum, cum avem în multe orașe, avem Piața Unirii? Da, bine, Târgu Jiu a și fost un punct important. Aici avem Piața Revoluției. Și în dreapta acolo e muzică și noi nu prea putem filma. M-am pupat. Mergem puțin mai în față. Dacă vă imaginați că Walk of Fame există doar la Hollywood, vă înșelați amarnic. În Târgu Jiu avem de asemenea o alee a starurilor și suntem chiar pe ea în momentul de față. Și da. Avem pe Sergiu Nicolaescu, Francis Milescu, Victor Baimaca. Plus ceva, uite-te. Da, și pe ambele părți. Alexandru Ștefulescu. Uite, Victor. Și aici avem Ioan Popescu Voitești. Uite, interesant, chiar aici în, tare, pe pietonala da. Din centru. Am găsit locul acesta aici în Târgu Jiu, chiar nu știam. Mi se pare drăguț centrul orașului, sincer, e diferit față de ce am văzut în verde. Zona aia a parcului. Da, da, am zis noi că îi pare cumva gri, dar uite aici. Randafil. Și chiar în Piața Revoluției aproape era festivalul mediteranean. Da, că sper că zic bine, cu baclava, cu înghețată turcească, tot felul. A, uite aici din nou o zonă de spectacole probabil, da. Ca un amfiteatru. Da, da, da. No, nu mă așteptam să găsesc așa centru Târgu Jiului. Hai să trecem și noi pe aici. Și să mergem pe partea cealaltă, că uite ce clădire faină renovată în față. Și copacii ăștia toți, uite, fix la fel toți. Andreea, mai avem puțin și ieșim de pe zona centrală, sau din zona centrală de aici, din Târgu Jiu. Dar e destul de lungă pietonala asta, să știți. Dacă îmi ziceai acum câteva luni că peste câteva luni o să dăm o tură de centru în Târgu Jiu, ziceam că ai luat o rază, ai mâncat prea mult orez. Îți lipsește o doagă, da. Dar e interesant centru, e verde, sunt câteva terase, e chiar frumos. Da, da, da. Nu ne așteptam, când am văzut zona aia gri de acolo din afara parcului, e așa mai veche, mai îți dă un aer învechit, așa. Dar zona asta din centru, chiar ok. Bun, și acum mergem din nou către mașină. Da. Pentru că trebuie să mai mergem într-un loc. Așa este. Neapărat. Și se face extrem de cald. Nu știu unde sunteți voi acum când vedeți acest video, dar noi aici când l-am filmat, foarte cald. 30 și ceva de grade. Cât? 33. 33, cam așa, cam așa. A, și încă o chestie. Toată lumea se uită la noi că filmăm. E ceva totuși ciudat, nu? Să vezi pe cineva că se filmează pe aici pe stradă. Da, mă gândesc. Nu cred că vezi în fiecare zi. Uite, n-am căutat pe internet să vedem dacă mai sunt vloguri din Târgu Jiu. Știi că eu am filmat un pic la început când am trecut pe trecerea de beton, pentru că am văzut unul dintre cele mai vechi trolebuze de la noi din țară. Se numesc Rocar de Simon, sper că nu greșesc, și sunt de fabricație românești și sunt extrem de vechi, n-am mai văzut de mult timp. În primul an când am ajuns în Cluj știu că mai erau câteva, deci acum vreo 8 ani și de atunci n-am mai văzut niciodată. Uite aici în Târgu Jiu am văzut. La 5-10 minute de parcul central de acolo mașina. Am venit cu mașina, distanță parcursă cu mașina. Am ajuns în parcul coloanei fără sfârșit. Da, sau adică în locul în care este amplasată coloana infinitului.
Coloana fără sfârșit de la Târgu Jiu este capodopera lui Constantin Brâncuș, singura dintre coloanele sale care au izbutit să se înalțe la cer. Sculptorul a cioplit mai multe coloane de lemn încă din 1918, dar socotea că doar coloana de metal de mari dimensiuni a atins un caracter de perfecțiune definitiv. Monumentul are 29,35 de metri înălțime și constă dintr-o succesiune de 15 module din fontă alămită, având semimodule la capete și un mic soclu. Și o să mergem și noi mai aproape, cât se poate, pentru că este o limită până la care oamenii se pot apropia, dar da. Mergem să vedem un pic de mai aproape monumentul. Da, vezi, uite, în anii 50, comuniștii au vrut să dărâme, nu ziceau că nu are nicio importanță. Nu apreciau deloc tipul acesta de creație. Vreau să vă mai spunem doar că în anul 96, adică 1996, coloana Infinitului a fost demontată și restaurată în decembrie 2000. Și apoi a fost montată aici. Și cerul ăsta senin impecabil. Nu e foarte multă lume, chiar destul de puțin dacă e să comparăm cu parcul central. Acolo unde avem poarta Sărutului și masa Tăcerii, nu? Nu e așa multă lume. Chiar nu. Chiar nu. Doar câțiva oameni care își fac poze. Și Andreea, am un cadru aici cu tine, nu e nimeni în spatele tău, doar tu și coloana Infinitului. Ce frumos! Ce privilegiu! Da! Noi ne gândeam că o să fie foarte, foarte aglomerat și nu o să prindem un cadru așa frumos. Și noi chiar am găsit aici o bancă la umbră, unde am stat și am privit spre această creație a lui Brâncuș. Foarte frumos. Parcul e mare, se întinde în partea aia destul de mult. Da, un loc frumos aici în Târgu Jiu. Chiar da. Și mult mai puțin populat față de celălalt parc. Nu știu de ce. Vrei să mai stai aici, să mai privești? Mai sunt 5 minute, dar... Atât. Pare veselă, ușor obosită. De la căldură. Acesta a fost vlogul de astăzi de aici din Târgu Jiu. Da, gata. Experiența noastră se apropie de final. Vă așteptăm cu un like, cu un comentariu pe la acest video și spuneți dacă v-am convins să vizitați orașul. Noi ne vedem în următorul vlog și până data viitoare, fiți întotdeauna veseli până la infinit. Pa, pa. Pa, pa.